Ne-am întors, oameni buni, continuăm discuția despre ce a fost și ce mai este și ce va urma în România din punct de vedere al cooperativelor. Un milion și câte sute de mii de oameni lucrau în, erau angajați, mă rog, erau, și erau proprii angajați, abana, nu știu exact cum stă de-a treabă. Deci în 1938, după o perioadă în care cooperația a scăzut în intensitate, mai lucrau în cooperație, cred că 1.500.000 de oameni. 1.500.000 de oameni munceau în cooperația din România. Cooperația din și România. În cooperația din Europa lucrau în 1934 16 milioane de oameni, numai în agricultură. În cele 170.000 de cooperative agricole din Europa. 170.000 de cooperative, da, în Europa la vremea aceea? Da, și lucrau 16 milioane de oameni și în cooperația de desfacere și consum, care era, lucrau doar 13 milioane de oameni. Da, deci vă dați seama că în România, cât într-o singură țară, cooperația era organizată pe trei nivele. Cooperația de gradul 1, cooperația de gradul 2, cooperația de gradul 3. Această organizare a venit târziu, în condițiile în care în țară erau foarte multe cooperative și trebuiau organizate într-un fel. În 1925, de-abia se discuta la Congresul Cooperației la care participa și regele Ferdinand, și este o fotografie a Congresului. Lucrările Congresului sunt publicate într-o carte. Se discuta despre gradul 2 al cooperației, adică acesta însemna centralele cooperative pe domenii și pe regiuni. Așa exista centrala cooperativelor de credit, centrala cooperativilor sătești, centrala cooperativelor de desfacere și consum. Și pe regiuni, Federala Borcea, regiunea Moldova, era o întreagă structură. Și peste toate exista cooperația de gradul 3, care se ocupa de teoretizări, de relațiile cu cooperația internațională, este vorba de Institutul Național al Cooperației, prin care se aduceau mașini din import, deci tehnologia a ajuns în România prin cooperații. Da, tehnologia în agricultură. Până la urmă nu aveai cum să eviți și drumul spre agricultura intensivă, pentru că odată ce mașina apare, începe să facă, începe să dea om afară din serviciu, începe să... Povesteam cu un cerealier din Ardeal, care lucrează vreo 700 și ceva de hectare, și îl întrebam cu câți oameni faceți treaba asta. Nu am reușit să ghicesc. 20 de oameni. Cu 4 oameni. Permanenți. Probabil sezonier, 4 oameni. Fac mașinile absolut tot. Deci omul s-a super echipat cu tehnologie, face toată integrarea producției, o face cu 4 oameni. Deci nu-ți vine să crezi. De asta spun că oamenii rămân pe din afară. Ceea ce propuneați dumneavoastră cu agricultura ecologică, aia înseamnă da, înapoi. Dar cine mai e dispus? Cine mai e dispus să dea la sapă, să trateze... Nu, cu animale. Lucrau cu animale, nu lucrau... Păi sigur că da, sigur că cu animale. Însă animalele ne-au spus ăia din Uniunea Europeană, în care ne-am dezintegrat, că nu ne-am prea integrat acolo, ne-am dezintegrat în Uniunea Europeană, vorbesc că nu mai ținem animale de povară. Animalul de povară, gata, s-a dus. Da? Folosim tractoarele, că munca e pentru tractoare, nu pentru animale. Ori mai greu să faci, să spunem, în momentul de față, produse ecologice 100%. Și acum, că spuneați dumneavoastră că trebuie să obținem lucruri de calitate și ieftin. Oare este mai ieftin să lucrăm cu tehnologie? Să vă spun eu, mie nu mi se pare ieftină tehnologie. Nu e mai ieftin. E mult mai scumpă. Gândiți-vă că acele tractoare lucrează cu petrol, care se calculează în valută, nu? Nu lucrează cu apă. Semințele care se pun acolo în brază sunt selecționate, deci costă, nu sunt semințe puse din an în an și puneau țăranii. În business, mă rog, sunt costuri de producție, dar pe mine mă interesează costurile pe care le plătesc eu. Și adică n-am terminat cu lista. Ară cu tractorul, duduie gazele în
în atmosferă, se adună plătim toate, bagută, le trag în așa, piept, în da, și pormă și îmi cumpăr medicamente. Da, da. Am astm, am tot felul de și boli. Și n-am uitat îngrașamintele chimice. Sprijinim industria. Sprijinim industria, da, deci, sigur. Și n-am uitat îngrașamintele chimice. O tonă de îngrașaminte chimice costă 3 tone de petrol. Este obținută din 3 tone de petrol. Tot valută. Deci dacă adăugăm petrolul pentru combustibil, petrolul pentru îngrașăminte, prețul seminței și toate plătite la valută, și ce obținem? Obținem niște cereale pe care le plătim în lei și foarte ieftin, pentru că e hrană de da, bază și trebuie mult, așa. Aici e problema, nu sigur, neapărat. Da. Nu știu dacă producem chiar atât de multe. Omul de obicei când face agricultură mare, își face niște socoteli. E un business. Dacă nu dă una cu cealaltă, pleacă în Spania, la cules de căpșuni. Dă statul subvenții. E, subvenția e mică în România, să știți. Dacă am avea și noi subvenții, măcar, nu știu, pe media europeană, probabil că da, ar fi business să faci și numai pentru subvenția aia. Dar deocamdată nu. Da, dar în agricultura istorică nu existau aceste cheltuieli, mici sau mari. Singura investiție era munca țăranului. Și din acele produse obținute, se hrăneau ei, animalele lor și surplusul îl vindeau. Deci nu aveau altă... De aceea era... De astăzi de semisubzistență. Da. Bun, și atunci cum hrănim bucureștenii, doamna Corbu? Ce facem cu ei? Dacă, da, dacă batem animalul pe spate așa, hai, floarea, trage brazda până la cap, păi cum e? Cât trebuie să-i cer pe pâinea aia pe care o trudești cu vai de capul tău, cu sudoarea feței? Da, dar eu nu-mi închipui cum era cu agricultura aceea istorică, păi cu animalele... Păi câtă lume trăia? Sunteți istoric, știți mai bine ca mine. Câtă lume trăia în mediul rural? Câtă lume trăia la țară? Majoritatea. Păi vedeți? Ăla, da, își făcea pâinea lui, cea de toate zile și da, avea un excedent poate pe undeva, pe care îl revărsa asupra consumatorului în urbe, în nu, așa mai departe. Era foarte mare, pentru că România totuși ajunsese grânarul Europei. În Brăila, da, în port, se încărcau tone de cereale. De pildă, o cooperativă de desfacere și consum din Slobozia, se numea Unirea, asigura cu cereale multe regimente din țară, deci avea contracte cu armata. Ca să derulezi contracte cu armata în vremea aceea trebuia să fii foarte puternic, să ai mandat din partea armatei și ei trimiteau și răspundeau oricând solicitările, primeau de la regimente de la Oradea, din Basarabia, din Bucovina, vrem urgent două vagoane cu fasole sau două vagoane de cereale sau cinci vagoane de grăsat. Câți erau în cooperativă asta? Adică câți erau? Mă întreb. Păi eu vă întreb. Trebuie să aibă o dimensiune. Nu erau foarte erau corporatiști deja. Deci nu, era o cooperativă agricolă de producție și în afară de armată mai aproviziona și depozitele de subsistență din Ardeal. Și aceste cereale, eu vă arăt documente trimise de deci buletine de expediție, ușor, da, nu, trecut. Da. Trimise de această cooperativă din Slobozia, una dintre cele mai mari din țară, în Ardeal cu cereale din Bărăgan. Deci ei acolo își desfăceau activitatea, cumpărau de la țăranii din zonă și vindeau mai departe. Și obțineau aceste drepturi, deci dreptul de a vinde armatei, de a face comerț cu armata, era destul de greu de obținut. Participau la niște licitații foarte severe, caietele de sarcini, am văzut unul dintre ele, erau pline cu tot felul de condiționări și calitatea pe primul loc. Eu știu, bobul de mazăre trebuia să fie nu știu cum, bobul de... Deci toate erau, trebuiau să fie de foarte bună calitate și rapid livrate. Și încărcau vagoane întregi. Cu agricultura aceea istorică, fără pic de tehnologie. Deci... Ei, ce of aveți noastră aici cu agricultura aia ecologică. Păi dar cum să mai facem, doamna Corbu, agricultura ecologică când astăzi nu mai avem din milioane de vite câte am avut, astăzi suntem vai de capul nostru la capitolul vită mare, de pildă. De ce mare, nu mai pildă? Avem vite? Pentru că nu mai avem. Pentru... Uite, vedeam o știre montată de colegii mei de acum două ceasuri, în care vorbeau despre bivol. Mi-a venit să plâng. Așa, eu, copil crescut la țară, se negreau dealurile de bivol cât erau în satul meu și în satele vecine. Nu mai este unul. Nu mai este unul. Efectivele în Italia, de pildă, de unde erau 30.000 de capete în 90, cred că prin 90, să nu eronez cumva, azi sunt 300.000. Pentru că au înțeles că mozzarella
Buffalo sau Buffalo, cum s-o fi pronunțat, se face din laptele de bivoliță. Noi n-am știut, am zis, bă, bivolul e animalul săracului, așa, ca și capra animalul săracului, dar uite, amândouă îți dau niște produse premium. Păi dar n-a venit nimeni să-i toarne în cap românului, băi, stop, nu te arunca cu capul în zid, stai să-ți explicăm cum poți să eficientizezi, să rentabilizezi o activitate de tipul ăsta. Și atunci, cu ce să mai faci agricultură? Nu, eu v-am spune o poveste, dar nu știu dacă nu-i prea lungă, încerc să o scurtez. E tristă? E veselă? Nu, este interesantă în sensul că Bărăganul este cunoscut în ziua de astăzi ca pentru producțiile cerealiere și toți spun că acolo grânarul... Până într-o zi, nu știu ce. Până peste vreo 15 ani, 20, când o să fie în istorie, sudul Spaniei, o să fie și Bărăganul. Deci, în istorie, Bărăganul era cunoscut pentru creșterea animalelor, pentru că vorbeam de creșterea animalelor. De ce? Pentru că agricultura istorică știa să folosească foarte bine mediul înconjurător. Deci se adapta, se plia pe posibilitățile și resursele zonei. De pildă, Bărăganul era o stepă cu o vegetație, peste 400 de specii de plante perene, foarte bogată, luxuriantă. Veneau mocanii din zona Sibiului ca să-și ierneze turmele în bălțile Ialomiței. Ce însemna această vegetație? La 1830, un călător de la Sibiu care trece prin Bărăgan zice, nu se vede calul cu călărețul. Și eu am zis, doamne, ce minciună, cum poți să spui așa ceva? Cred. Zic că în Bărăganul de astăzi trecem și așa o câmpie vastă și uscată și căldură mare și nu se poate. Și am avut posibilitatea pe un sit arheologic unde lucrez, la Vrădem Popina Blagodasca, să obțin permisiunea de a nu se ara acel sit. A fost pentru câțiva ani. Acum îl ară în continuare și îl distrug fără nicio... Fără milă. Fără milă. Așa. Și ce s-a întâmplat? În cei câțiva ani cât s-a refăcut solul de stepă, am văzut pe câțiva ani ploioși o vegetație de nu mi-a venit să cred. Era de 2 metri, deci mă depășea. Era în etaje. Un etaj până la genunchi, de-abia călcam printre. Un etaj până la piept și era o cânepă înaltă și așa foarte stufoasă. Și un etaj de trecea de cap, 2 metri înălțime. Și acei ciulinii Bărăganului care formau perdele în toată această vegetație și o fereau de vântul foarte puternic din zonă. Așa încât ea creștea în voie. Acolo se creșteau animale fără mare bătaie de cap. Sunt menționate inclusiv herghelii de cai sălbatici în Bărăgan. Dropiile care erau niște păsări așa mari nu mai există astăzi pentru că li s-a distrus mediul. Și de aceea poate și creșterea animalelor creșterea animalelor implică un microclimat specific. Da. Și în perioada, în cooperativele asigurau inclusiv, existau cooperative de pășunat, în care se creșteau animale. Deci concesionau un lot pentru pășun și acolo creșteau animale. Bun. Da. De la 9.000 de cooperative pe toate domeniile, mă rog, nu știu cât ori fost în agricultură, dar preponderent probabil erau în agricultură, pentru că România la vremea aceea era o țară eminamente agricole. Erau și în producție, da. La 168 de cooperative astăzi, mi se pare că n-am învățat nimic din istoria noastră, dar n-am învățat nici din istoria vecinilor noștri, care, încă o dată, în Franța, de pildă, în regiunea Bordeaux, sunt 8.000 de producători de struguri, da? Care funcționează exact pe principiul acelei cooperative. Eu și doamna Vasile și doamna Corbu ne punem strugurii la oaltă și vine Adrian, că e specialist în șarf și în alte tehnici vizuale și zice, bă, lăsați că vă fac eu vinul, dacă am citit eu aseară un articol și mă simt enolog. Cam așa se întâmplă, adică sunt foarte mulți, adică vorbești de 8.000 de oameni care au jumătate de hectar, un hectar, 2.500 de metri, dar înțeleg să pună la oaltă. Înțeleg să pună la oaltă. Fermieri de-ai noștri, slavă Domnului, s-au dus, s-au mișcat în Europa. Au văzut. Dar tot nu poți să-i corupi. Aveam telefoane de la oameni care cresc animale sau... Și zic, domnule, dar de ce nu intri? Lasă-mă, domnule, în pace. Am fost în 5 asociații înscrise până la acum. Niște hoți, domnule, niște bandiți. Păi,
ce trebuie să inventăm și haiducia, că era în vogă și aia. Nu, cred trebuie că să reinventăm moralitatea. Da, exact. Ce anume? Moralitatea. Moralitatea? Da. Aveți un curs de morală prin RNDR, doamna Vasile? Nu aveți un curs de morală? Nu. Tot încercam și eu să-mi fac loc, nu știu, în proiectul nostru, dar văd că nu. Da, nu. Da. Da. Cred că asta ar trebui nu numai în agricultură, în toate domeniile, să se reînvețe moralitatea. Da, nu știu. Principiile unei vieți mai simple, până la urmă. Și aveam pe undeva un citat, dar... Ar trebui, până la urmă, nu știu, puse undeva așa ca un decalog sau un trialog sau cum vrem să-i spunem, cu principalele avantaje, beneficiile prezenței într-o... Pentru că omul a spus calitate și ieftin. Calitate și ieftin, vă spun, e posibilă, pentru că vă dau exemplu unei cooperative de lângă Cluj. A spomenit ei, doamna Vasile, cei de la Civitas, i-au și organizat pe oamenii aia care își aruncau săracii ceea ce produceau toamna, jumătate din marfă, ce nici nu mai culegeam de pe câmp, că n-aveam unde să o dăm, da? După ce i-au organizat băieții ăștia de la Fundația Civitas, le-au intermediat și relația cu un supermarket, cu un lanț din România și în felul ăsta oamenii ăia își vând marfa toată. Deci nu rămâne un capăt de roșie, de ardeu. Dar, ca să înțeleagă lumea de ce poți să obții calitate și ieftin, păi uitați-vă numai la ce însemna prețul la inputuri. Că vorbim de îngrășăminte, că vorbim de semințe selecționate, cum spunea doamna Corbu, că vorbim de anumite tratamente, toate însemnând niște costuri. Oamenii aia când au negociat pe cont propriu, că prima dată erau vreo 20 anul trecut în povestea asta, până atunci fiecare se ducea separat la magazinul de așa și își cumpăra sacul de semințe, își cumpăra ce-i trebuia, cu banii jos. Banii jos și prețul ăsta. Când s-au dus unul și au spus avem nevoie de atâta, de atâta, de atâta, dar nu la prețul ăsta de acolo, da? Și l-a spus, băi, la cantitatea asta, da, vă fac un preț așa, cu 15-20% mai ieftin. Da, dar nu-ți putem plăti acum, îți plătim la recoltare. Dar nu-i nicio problemă. Dintr-o dată, uite, au obținut calitate pentru că au produs toți cu aceeași genetică, să spunem, și-au vândut marfa fără nicio problemă, fiind într-o comandă clară cu un magazin și plătind la un preț mult mai bun. Calitate și ieftin, da? Asta e una. Unde mai obții iarăși un avantaj? În filmul ăla din 38 spunea cetățeanul ăla entuziast dispariția intermediarului dintre producător și cumpărător. Asta e, frate, vânzarea directă. Când te vezi direct cu cumpărătorul, dintr-o dată iarăși ai făcut o mână de bani în plus față de atunci când venea samsarul sau cum mai cheamă în termenii de astăzi, nu știu cum îi cheamă pe ăștia care iau cereale, traderii, da, șmecherii, băieții deștepți în domeniu și îți ia tocmai smântâna din ulcică, de pe lapte. Ei, uite, astea sunt avantajele despre care ar trebui, nu știu, să faceți broșuri ca alea, beția, ruina satelor, să faceți broșuri, să nu știu, să le puneți în fiecare săptămână sub nasul țăranului român și a micului fermier din România. Pentru că mă gândesc că acum cooperativa aia, cum spuneați că într-un sat erau 2-3 cooperative în sat la mine, erau susanii, josenii și mijlocași. Adică așa era împărțit satul, mă rog. Fiecare avea turma lui, fiecare avea cireada lui de animale, fiecare avea, cum să spunem, managementul propriu. E, uite și pe principiul ăsta mă să te asociezi. Deci forme de tipul ăsta au fost, au avut oameni în minte, dar astăzi n-a mai rămas nimic, nici din amintiri, nici din... Aș mai adăuga la cele spuse de dumneavoastră că băncile sătești din perioada respectivă nu se limitau doar la a da niște împrumuturi țăranilor și așteptau pe urmă să primească banii înapoi. Și în momentul în care dădeau împrumuturi, primeau de la țărani produse, dacă era cazul. Și banca se ocupa de vinderea acelor produse. Așa încât și mari moșieri ajunseseră să-și vândă mai repede produsele, cerealele, cele mai apropiate bănci populare, pentru că știa că banca adună produsele din toată regiunea în contul datoriilor creditelor bancare
și le expediază mai departe prin calea ferată, spre porturi și așa ajung în, mai departe, se vând pe bani buni. Deci băncile nu se limitau doar la a specula niște bani. Da. Nu. Bun, luăm publicitate, ne întoarcem. 900 de cooperative de credit în 1920. Da? Sau 1900 mai devreme. 700 în 1903. 700 în 1903. Să nebunești, nu alta. Când în ziua de astăzi nu mai e o bancă agricolă, nu mai e nimic, frate. Mai fâlfâie băncile așa câte un pachet dintre ăla pentru credite, pentru agricultură și dintre ăla, dar când te duci, îți dă și un revolver la ieșirea din bancă și spune, dacă nu reușiți în 3 luni să ne aduceți 12%, aveți un glonț pe țeavă, învârtiți-l, dacă scăpați, vă mai dăm o lună și dacă nu veniți cu banii, tot vă nimeriți până la urmă singuri. Ruletă rusească cu băncile astea. Ne întoarcem imediat.